O fetiță de numai 2 ani a reușit să o facă pe mama ei vedetă pe rețelele de socializare. Ea și-a fotografiat mama îmbrăcată și a trimis din greșeală pozele nud cu ea tuturor contactelor din telefon, inclusiv unor colegi de muncă și de facultate. Conform mesajul.ro, Emily Schmidt, o femeie în vârstă de 30 de ani din Ohio, Statele Unite ale Americii, îi dăduse telefonul fetiței sale de doar 2 anișori să se joace în timp ce ea își usca părul. Până aici nimic ieșit din comun, numai că Emily era complet dezbrăcată în timp ce făcea asta și nu a observat că fica ei a fotografiat-o și a trimis din greșeală poze tuturor persoanelor din lista ei de prieteni de pe Snapchat. Femeia și-a dat seama de năzbâtia fetiței sale abia când un coleg de serviciu i-a trimis trimis un mesaj în care scria Mulțumesc pentru nuduri. Micuța a trimis pozele la foștii colegi de facultate, colegi de muncă și foști clienți. Emily spune că nu s-a simțit în viața ei mai jenată și a petrecut câteva ore bune pentru a transmite scuze tuturor persoanelor care au primit pozele de ochiate. Mă pregăteam să încep ziua de muncă, moment în care am primit un mesaj pe Snapchat de la un coleg de serviciu care spunea mulțumesc pentru nuduri. I-am răspuns nedumerită că nu știu despre ce vorbește iar în următoarea clipă am realizat ce tocmai se întâmplase. În acea dimineață îi dădusem telefonul meu fetiței în timp ce eu mă pregăteam. Fetița asta a mea atât de neastâmpărată uneori din fericire, pozele nu rămân în memoria telefonului, așa că nimeni nu a putut face screenshot dar tot m-am simțit jenată, a declarat femeia pentru The Sun, relatează mesajul.ro.